dezbatem un pic situația asta, concluzionez că aproximativ 30% din suprafața de culturi de toamnă s-au depus aceste rapoarte operative, da, cu ATM-uri, da, da, culturile de toamnă, în care se spunea procentul de calamitare de sub, dar și peste 30%, dar aproximativ cât din astea 15.000 de hectare, pentru că știu că până în 30% nu se încadrează în aceste culturi de domnare. Da, conform Ordinul Ministerului Agriculturii și Ministerului de Interne și tuturor factorilor de risc care se propagă asupra unei culturi, acest prag de 30% este prag de domnare și cu efecte negative asupra culturilor peste 30%. Comparativ cu ultimii 5 ani. Raportat la producțiile medii pe ultimii 5 ani. Exact. Da? Și sub 30% unde se consideră un prag de dăunare tehnic. Adică culturile, toate culturile au o pierdere economică de parcursul unui an agricol. Dar acel prag de 30% se consideră ca un prag de pierdere sau de diminuare a producției sub 30%. Astea acești unii de care câte sunt? Deocamdată, deocamdată centralizăm. Peste 30%. Probabil întrebarea din partea fermierilor este acum care este sprijinul și cât vine sprijinul. Deci noi, ca structură descentralizată a Ministerului Agriculturii, deocamdată evaluăm și vom înainta rapoartele de sinteză către Ministerul și către Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii va decide în funcție de analiza care se va face la nivel național. Deocamdată nu, ați văzut acele știri în media, dar noi lucrăm cu alte normative publicate în notul oficial. Deocamdată nu este notul oficial niciun alt normativ care se recomandeze o eventuală descoperire pentru culturile afectate de factori de risc secetă. Am înțeles, este stabilit un termen, un deadline pentru deocamdată s-au avansat public de către minister? Deocamdată la culturile de toamnă, toate procesele verbale vor fi îndeplinite până data de 15 august. Vom înainta raportul de sinteză și se va lua o decizie. Ulterior, vom începe cu acel punct de rinovare care vedem că la volum s-a manifestat cu intensitate mult mai mare față de celelalte lucruri. Le vom evalua, vom centraliza și ulterior vom înainta în seara agriculturii, undeva la sfârșitul lui septembrie, chiar când. Da, pentru culturile de primăvară. Da, unde așteptăm și aici un ordin. Da, ordinul care va reglementa măsurile care se vor aplica la viitor.